Conducerea Casei Județene de Pensii Gorj a anunțat primirea biletelor de tratament pentru cea de-a 11-a serie din acest an, cu date de intrare între 28 și 31 iulie 2024. S-au alocat 175 de bilete pentru tratament balnear în diverse stațiuni precum 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Covazna, Eforie Nord, Felix, Gioagiu, Govora, Herculane, Mangalia, Moneasa, Neptun, Olănești, Pucioasa, Saturn, Slănic, Moldova și Vatra Dornei. Din acestea, 150 au fost distribuite automat prin aplicația SPA, în funcție de punctajul solicitanților. Lista cererilor aprobate este afișată la sediul CJP Gorj și pe site-ul instituției, în timp ce lista cererilor neaprobate este disponibilă doar online. Biletele repartizate și nerepartizate vor fi distribuite între 15 și 22 iulie 2024, conform datelor comunicate fiecărui beneficiar. Neprezentarea la ridicarea biletului fără o notificare prealabilă va duce la anularea repartiției și redistribuirea biletului. CJP Gorj are 25 de bilete nealocate disponibile, 14 pentru Buziaș, 6 pentru Slănic Moldova, 3 pentru Amara și 2 pentru Covasna. Aceste bilete pot fi achiziționate de doritori, indiferent dacă au depus cerere. Biletele nevalorificate până pe 22 iulie 2024 vor fi redistribuite începând cu 23 iulie 2024. Eliberarea biletelor se face doar titularului sau unei persoane desemnate prin procură autentificată.